mie mi s-a părut, dar te rog, dar ești sinceră cu mine? Că te-a deranjat puțin pe filmuleț. Faptul că George are, așa e felul lui, de a fi puțin mai slobod la gură și poate ți-a fost teamă că lumea nu o să înțeleagă gluma pe care l-a făcut-o când o fi zis atunci taică-tu care e profesor de mate, ce-o fi zis? Păi, tu ești proastă să crezi? Tu ești proastă să nu înțelegi că n-are cum să fie pachetul de 6 lozuri câștigătoare când au fost toate celelalte 4? Dar noi înțelegem că actorii sunt așa, poate că ție nu ți-a picat foarte... Eu am simțit de aici de pe canapea, dar nu ți-a picat foarte bine felul lui de a se exprima. Cum să zic, o dezbatere filozofică, așa că nu avem noi ce face, tot dezbatem filozofic diverse subiecte și faptul că și el povestea, mă rog, nu s-a văzut poate în filmuleț, dar a spus mai multe chestii referitoare la mediul din care vine fiecare și care e complet diferit, el fiind, mă rog, dintr-o familie din mediul rural. Azi că vine de la coada vaci. Da, eu așa am vrut să fiu mai finuță. Nu, dar el așa a zis. Mă rog, nu asta era problema. Și tatăl tău chiar e profesor de matematică? Da, tatăl meu a fost profesor universitar la Politehnică. Ne despart chestiile astea, în mod real. Deci faptul că noi am venit cu un bagaj de educație complet diferit și din zone complet diferite, ce ne-a unit a fost ceea ce am trăit după cei 30 de ani ai lui și 20 ai mei, adică viața noastră socială, în mediul artistic, aspirațiile noastre culturale. Dar educația și tarele cu care venim din copilărie... Și cum s-a văzut asta concret în relație? Aici intră... Și cum ați ajuns la un consens? Păi aia e, că uneori nu ajungem la consens. Adică ce era atât de diferit, venind din medii diferite, astfel încât să se ajungă la conflict și... Asta mă interesează. Da. Adică uite, cum era el, cum erai tu? De exemplu, el mă ironizează și, mă rog, toată lumea știe așa, că eu sunt de la Buckingham, știți? Mie îmi place foarte tare familia regală a Marii Britanii și îmi place stilul, îmi plac lucrurile fine, rafinate, oamenii cu maniere. Și citisem undeva, într-un interviu al reginei Marii Britanii, ce a declarat ea la nu știu ce deschidere de școală, de whatever era pe acolo și răspundea: Your Majesty, Your Highness, ce sfat aveți pentru tinerii britanici? Ce e cel mai important în viață? Și, mă rog, respectiv a întrebat-o, ce e mai important, manners sau surviving? Și a zis, of course, manners. Adică și de aici, de la manners și surviving, avem o mare dezbatere filozofică. Adică tu ești cu manierele și ele cu supraviețuirea. Viețuirea așa mai... Predilecția este către Marea Britanie și a domnului este... Dar eu cred că se completează foarte frumos lucrurile astea. Eu știu că de manierat în Laponia. E bine cu manierele, dar e că în primul rând trebuie să supraviețim ca să ne permitem manierele, știi? Și cred că e interesantă și combinația asta de într-o relație și mai ales într-o familie. Dar hai să-l cunoaștem pe George. George Robu, care l-ați văzut că stă în camera de așteptare și pun pariu că mănâncă limba, vrea să spună foarte multe și abia aștept să-l cunoaștem, să-l vedem în carne și oase. Bună ziua, bine ai venit! Mă bucur să te cunosc, George, bine ai venit! Ce faci? Apropo, the manners. The manners say că doar la interior se sărută mâna. La interior? Te apleci, nu, adică și te apleci. Adică în spații deschise, pe afară bărbații, chiar dacă vin de la coada vacii și au mai trecut și pe la școală, n-au voie să pupe mâna doamnelor. Hai că mie îmi place, că noi putem avea aici un subiect foarte... Doamnă, dacă îmi permiteți. Sunt onorată să fiu sărutată de Moș Crăciun. Bine ai venit, George, ia loc, te rog. Domnule? Ce, vă cunoașteți? Nu. Nu, dar e de manners. Cu chestia asta scap și eu de bătaie cel puțin 2 săptămâni. Fii atent. Cum e cu the manners, cum e cu the survivor? Vino aici. Deci a supraviețui sau a avea maniere? Cum e cu treaba asta? Că e important pentru foarte mulți care ne privesc. Draga mea, e bună eticheta, dar în primul rând să avem și ce mânca. Pentru că, hai să nu fim ipocriți, noi ne cunoaștem. Și puteai să mă cunoști, că mi-a stat inima în loc când ai pierdut 20.000 de euro la Guess My Age. Lasă să fie toată pierderea mea. Dar bineînțeles că, adică, nu mi-am dat nici, dacă nu te-aș știu Neamărind, mă pui pe mine, Neamărind care cunoaște pe toată lumea în țara asta. Ei, lasă, oltenii să mai și laudă. Numai pe Moș Crăciun de România nu l-a cunoscut, ce să zic. Deci, ai dreptate, mă cam mănâncă la limbuță, dar am să încerc să fiu... Da, el era Moș Crăciun la Guess My Age, unde eu am fost concurentă cu Neamărind și cu Fuego, deci de acolo. Și te-ai indus în eroare. Da, bineînțeles, de-aia și zic Moș Crăciun. Uite, vă dau cuvântul meu de onoare, este Merry Christmas aici. După august, după luna august, nu fac altceva decât să mă spăl cu apă oxigenată. Ca să-ți ții părul alb. Da, să fie mai alb un pic. Da, te ajută foarte mult treaba asta. Deci ești deja un personaj. Care era întrebarea? Cu manierele sau supraviețuirea? Pentru că ea vine dintr-o familie de profesori universitari, iar tu vii, zici, ești fiu de țăran, din Teleorman sau... Eu ca arbore... Să zic cum zic, de obicei... Nu genealogic, așa. Eu sunt nepotul Ilincăi lui Moromete. Wow! Da. Ce frumos! Au existat, acești oameni au existat, dar Marin Preda a pus și geniul lui la bătaie, a luat caractere, de aceea este atât de important și atât de viu și astăzi. Moromeții. În afară de faptul că trec mașini moderne pe drum, să știți că nu s-a schimbat. Totul a rămas la fel. Aproape timpul a rămas pe acolo. Deci eu vin efectiv de la coada vacii. Eu m-am dus cu oile, m-am dus la sapă, la CAP, ca să vă dau câteva răspunsuri, că am fost atent, care erau chestiunile care eu nu puteam să cred că voi fi alături de această fată, care vine cu manners de la Buckingham. Și la prima întâlnire mi-a întârziat 2 ore jumate, de-a zis, bă, să fiu al dracu, stai să văd cât oare. Da, dumneavoastră, deci aici ce văd eu, de la început lucrurile au fost clare din acest punct de vedere. Asta se întâmplă în relație, adică se văd anumite lucruri, că dumneavoastră sunteți mai direct, mai plastic în exprimare, iar... Dar tolerant, vezi? A stat 2 ore jumate, m-a tolerat foarte mult și tolerează în continuare întâlnirile. Asta trebuie să le spunem doamnelor de acasă, să nu care cumva să faceți greșeala, să întârziați atâta, pentru că nu toți bărbații văd bine această întârziere. Manners or not. Deci ai văzut de la început o tipologie, Carmen, de bărbat direct. Da, așa. Vreau să spun așa și celor de acasă, că asta este puțin clar la început, cam știm cum este celălalt. Și ne iubim așa, da? Ne place, ne atrage diferența asta la celălalt. După care, după un număr de ani, începem să-l vedem, să-l dresăm pe celălalt după chipul și asemănarea noastră, să-l facem așa. Și atunci unde mai... Păi de ce? Pentru că nu mai putem să acceptăm această diferență, nu mai avem toleranță față de aceste diferențe și ceea ce ne-a plăcut și ne-a atras, începem să condamnăm. Se întâmplă frecvent. Pot să invit pe doamna la o cafea, că e mai înțelegătoare decât... E psiholog în primul rând. Nu știu dacă v-ar conveni până la capăt. Iubirea trece pe locul 2 și apare nevoia de adresa. Dar a încercat ea să te maniereze sau tu ai încercat să o înveți să supraviețuiască? Hai, chiar. Ce s-ar fi putut întâmpla? Da, avem acest... De 20 de ani încerc să-l învăț diverse chestii și nu-mi iese. Ce anume? Dați-mi un exemplu. Un exemplu, vreau să știu. Așa că mie mi se pare delicioasă combinația asta. Să mănânci deasupra farfurii. Over the plate, my dear. Așa. Știi? Să nu... Eu nu pot să mănânc nimic. Eu vreau să mă gândesc la reacția domnului când îi spuneți. Băi, probabil de 2 topeni. Probabil că o să răspundă cu ho-ho-ho, nu? Păi nu cape de burtă la masă și îi rămân vreo 50 de centimetri, așa, știi? Dar chiar ești atentă la din astea, să nu sorbi, să mănânci în liniște, să nu vorbești. Crede-mă, te invit odată la masă la noi. Și copiii tăi cum sunt? Ai copii care sunt educați în spiritul tău sau care seamănă și... Sunt mai de la Versailles, nu sunt de la coada vacii, nici de la Buckingham, dar de la Versailles sunt sigur. La mijlocul drumului, așa, știi? Eu mă străduiesc, încerc din răzputeri, dar mai au 50% ADN și din partea asta. Piramura bună. Dar când a început relația să se închege așa, ați fost manierat așa de dragul ei ca să o cuceriți? V-ați străduit așa? Deci vrei sinceritate sau o emisiune frumoasă să râdem, să glumim? Hai să râdem, să glumim! Hai să râdem, să glumim! Dar n-am să pot să satisfac această doleanță, să râdem, să glumim, pentru că și aici este o chestiune de adevăratele când ne certăm. Eu nu pot să spun decât adevărul. Sunt foarte... Ea spune că sunt orgolios și căpos, eu spun că sunt mândru. E o diferență? Eu sunt mândru. Așa cum sunt ardelenii mândri de ei. Am mândrie, am o onoare. Păi și care e diferența între a fi mândru și a fi căpos? Nu te ajung două emisiuni să-ți explic numai eu. Deci, relația dintre noi s-a construit în timp. Spunea unul mai deștept, mult mai deștept decât mine, că virgulă, când nu știi să eviți, da? Sau, nu, pauză, așa, că coincidențele sunt modalitatea lui Dumnezeu de a ne arăta că există. Da. Nici eu, nici ea nu tocim pragurile bisericilor, dar trăim. Am avut această surpriză, apropo de marile încercări prin care am trecut și nu mă așteptam, nici să trec, nici să se întâmple, să aibă această atitudine. Noi doi trăim, facem tot ce ține de entitățile noastre biologice, spirituale, psihologice și așa mai departe, să trăim după cele 10 porunci. Foarte frumos. Și asta e foarte frumos, că e sintetizată toată învățătura. Mulți declamă, mulți vorbesc despre asta, dar când mi-a fost mie foarte greu și mai greu, și acum ca să... Așa, o mică parte să fiu de acord și cu tine. De exemplu, eram acasă la Tecuci, Calinderul unde m-am născut eu, a început să ningă, ne-am urcat în mașină și mergeam foarte tare. Și ea mi-a zis, mergi mai încet, că s-ar putea să derapeze mașina. Și n-am ascultat-o și în prima curbă am intrat în șanț. Am fost la nunta unui verișor de-al meu, m-am apucat să beau, mi-a zis să nu mai bei, că în primul n-ai voie să te urci băut la volan și avem și copil. N-am ascultat-o. Când am plecat de acolo, norocul meu că atunci eram pe val cu vacanța mare, cunoștești, și mi-au ridicat permisul doar o lună. Adică, în general, cam ce ți-a zis nevasta, asta s-a întâmplat. Înțelegi? Stai așa. De ce vreau să te întreb? De fapt, ai fost, știi, draga mea, nu e așa că ai fost mereu alături de mine, dragă, dar tu că am împors ghinion. Da, mai ales la greu. În toate momentele grele ai fost lângă mine. Băi, eu cred că tu împorți ghinion. Eu am investit foarte mult în agricultură. Eu am două mari pasiuni, între care nu pot să aleg. Agricultura și actoria. De aceea mi se și spune că sunt cel mai mare actor dintre tractoriști și cel mai mare tractorist dintre actori. Și am făcut niște investiții proaste, n-am știut cum să mă porc cu oameni. Ea a fost lângă mine și mi-a spus, mi-a adus de la Buckingham, de la un lord al ei, nu mai mi-aduc aminte cum îl cheamă, o carte când am împlinit 40 de ani și când am deschis-o am citit așa. În viață sunt 3 feluri de a pierde banii. Cel mai rapid cu jocurile de noroc, cel mai plăcut cu femeile... și cel mai sigur cu agricultura. Ați avut discuții atunci, pentru că ea te-a avertizat. Tu ți-ai făcut damblaua. Da, tu ți-ai făcut damblaua, niște bani mulți investiți. Au fost discuții, cred că a fost o cumpănă. Enorm. Cum ați depășit-o? Nu știu, întreabă-o pe ea. Întreabă-o pe ea, pentru că toți prietenii, și se uită la mine și se vor recunoaște, toate prietenele, le-am auzit. Au spus... Bă, tu ești proastă. Eu îl omoram, îi puneam ceva în ciorbă. Iar ea, fără să știe, afla acum. Eu nu fac ciorbă, am auzit... ghinion. Da. Simți umorul. Dar spuneți-mi. A spus așa, când v-ați măritat, fetelor, eu nu fac ciorbă, dar dacă ai zis aia, am pus în friptură. Da. A spus așa, voi când v-ați măritat, ați ascultat slujba? E un moment acolo când zice să fie alături la bine și la rău. Eu voi fi cu George la bine și la rău. Da, asta e altceva. Probabil că la Buckingham, acolo, când se predau manners, da, astea sunt cuvintele, o iei pe cutărica la bine și la rău, la sănătate și la boală, la cutare și la cutare, nu așa spune? Dar mulți uită, sau nici nu ascultă. Despre asta e vorba. O să vreau să vorbim, dar după publicitate, despre relația ta cu tatăl socru. Cum te-a primit el, mai ales că era profesor universitar, tu erai dintr-o bucată, din satul lui Moromete. Cum a fost atunci? Erai tu ce-și dorea tatăl pentru fata lui? Vreau să-mi spui pe bune, sincer. Mi-e teamă că nu. Lasă că mai continuăm discuțiile după publicitate.